Extras, tradus din cartea Tarotul, date colectate de aici și de acolo de Cristian Coli. Capitolul 7, Caleașca. Cartea este tăiată în două părți distincte. Bordura superioară a carului acționează ca o frontieră. Planul superior este organizat și structurat, în timp ce planul inferior este haotic și afișează o grafică precipitată, care descrie o scenă incoerentă. Această inadecvare poate dezvălui o disfuncționalitate vizibilă observatorului, dar invizibilă pe de altă parte vizitiului, a cărui privire nu este îndreptată spre carul său. Tânărul amintește în mod ciudat de personajul îndrăgostitului din Arcanul 6, care a ieșit victorios din încercarea alegerii. El este posesorul atributelor regale, coroana și sceptrul. El este, prin urmare, purtătorul de experiență, dovedindu-și abilitățile și obținând rezultate care se ridică la înălțimea meritelor sale. Spre deosebire de magician, care se află în faza de inițiere, conducătorul carului se află într-un stadiu superior de evoluție. El a realizat o parte din călătorie, a făcut primii pași, ceea ce îi permite să acceseze o etapă de realizare materială. Este o reminescență a unui tânăr prinț care pornește să cucerească lumea. El nu are nici rigiditatea, nici imobilitatea, nici corectitudinea împărătesei sau a împăratului. Tinerețea lui îi dă o anumită inocență, asociată cu o lipsă de putere în raport cu responsabilitățile care îi revin. În acest sens, putem observa că sceptrul său seamănă cu o jucărie, un fel de copie a sceptrului împăratului, destinată copilului. A se observa că personajul este reprezentat de dimensiune mică, adică încă copil. Studierea hainelor reflectă bogăția poziției personajului. Este antiteza dezbrăcării din Arcanul 17, întruchipând astfel omul realizat social, obligat să poarte un costum care servește drept semn de recunoaștere și distincție. Acesta nu mai este ființa naturală și esențială, magicianul, ci ființa sofisticată și superficială. Îi se cere să joace un rol plin de satisfacții, dar împovărător, fără a se îndepărta de limitele stabilite. Vezi măștele de pe umerii săi. Cele două fețe evocă soarele și luna, deoarece conducătorul carului este înainte de toate un simbol unificator al polarităților active și pasive, urmașul echilibrat al împărăteisei și al împăratului. Vezi 3 plus 4 egal 7. De asemenea, un strănepot al papeisei și al papei. Vezi 2 plus 5 egal 7. Acesta marchează o etapă superioară. Dacă îndrăgostitul este testul, carul este recompensa în asimilarea și integrarea diviziunilor. Găsim septenarul planetelor, reprezentat de ansamblul graficii picturale, vizitiul, cele două măști și cele patru coloane. Astfel, cei doi epoleți ar fi simbolizarea lunii și a soarelui. Dacă vom continua cu această ipoteză, coloanele ar simboliza planetele Marte și Venus, Jupiter și Saturn, iar vizitiul ar fi Mercur însuși. Cele patru coloane se referă la quaternarul punctelor cardinale, anotimpurilor și elementelor. Ele specifică natura puterii tânărului prinț, precum și limita acestuia. Într-adevăr, acțiunea carului este mai extinsă decât cea a împărătesei. În cea din urmă, autoritatea este exercitată asupra omului, în timp ce aici, natura și lumea sunt în joc. Doar cele patru coloane fortifică, consolidează și stabilizează prin limitare și închidere. Este cu siguranță numărul cadrului în virtutea sa protectoare, dar este și numărul granițelor în funcția lor limitativă. În acest sens, puterea carului, ca și cea a împărătesei, este numai materială și nu internă. Culorile coloanelor, două roșii și două albastre, au aceeași semnificație ca măștile soarelui și lunii de pe epoleți. Ele amintesc prezența în unificare a dualității. Baldachinul de carne este asimilat cu o cortină de teatru. Dă impresia că scena se desfășoară nu din partea de sus a unui vehicul, ci din partea de sus a unei tribune sau a unui balcon. Este un pic ca și cum tânărul prinț și-ar da un spectacol, expunându-se privirii supușilor săi sau pregătindu-se să proclame un discurs unei mulțimi invizibile. Apoi apare întrebarea, este un actor? Mai mult,
În ceea ce privește papesa, voalul închide orice perspectivă de deschidere orizontală în arcanul 2 și verticală în arcanul 7. Găsim aici proprietățile protectoare, dar și închiderea quaternarului coloanelor. Scena de jos are mai multe inconsecvențe deliberate și semnificative. Vehiculul, așa cum este proiectat, nu este capabil să avanseze. Dacă existența sa este reală, utilitatea sa este mult mai mică. Este în întregime, cu excepția marginii superioare, de culoarea cărnii, cu siguranță pentru a-l aduce mai aproape de om, ca o creație din mintea și opera sa. Disfuncția sa aparentă pune sub semnul întrebării perfecțiunea lucrării umane în opoziție cu lucrarea divină. Carul este un simbol major. Ne gândim la carul lui Zeus, Apollo, Mitras, Shiva, etc. Inițialele SM reprezintă majestatea sa sau, într-o interpretare mai ezoterică, sulful și mercurul, elemente fundamentale în compoziția marii opere. Autorii care dau această semnificație inițialelor sugerează gradul de inițiere al vizitiului. Arcana capătă apoi o dimensiune ezoterică. Calul, datorită caracterului și puterii sale înflăcărate, reprezintă identitatea, forța dorinței. A-l îmblânzi înseamnă a controla impulsurile interne. Nu se spune că calul este cea mai mare cucerire a omului? În tradiție, calul devine un partener indispensabil pentru realizarea umană. El este cadrul mesagerilor, cavalerilor și războinicilor. Îl ajută pe om în munca sa. Există în plus mulți cai menționați în poveștile mitologice sau religioase. Pegasus, calul înaripat, calul troian, datorită căruia grecii i-au învins pe troieni, cei patru cai ai Apocalipsei, Bucefalus, calul glorios al lui Alexandru cel Mare, etc. Aceeași opoziție îi animă pe cei doi cai. Din nou, având în vedere direcția reciprocă a corpurilor lor, orice posibilitate de mișcare este împiedicată. Ei reprezintă sfâșierea care amenință un avans prea grăbit. Ei subliniază necesitatea de a pune lucrurile în ordine sau avantajul de a nu se mișca, adică de a nu se aventura în regiuni care sunt încă necunoscute. Încă o dată, găsim acest joc al alternanțelor de roșu și albastru, simbolizând relația dintre energiile opozante. Dacă caii arată diviziunea în atitudinea lor corporală, cu ochii îndreptați în unanimitate spre stânga, descriu o uniune mentală. Comportamentul psihologic este identic atât la cai cât și la om. Este necesar să gândim stânga înainte de a acționa, dreapta. Orice decizie trebuie să se bazeze pe intuiție, care este singura garanție a succesului viitor. Cât despre magician, papesă, împărat și îndrăgostit, trecutul este mai îmbogățitor decât viitorul, prin faptul că oferă învățături fundamentale pentru evoluția omului. Introversiunea indicată permite meditația constructivă asupra experiențelor anterioare, asupra propriei istorii, precum și asupra celei a umanității în ansamblu. Numele arcanei este Le Chariot, căruciorul. Definiția dicționarului, vehicol cu patru roți, folosit pentru deplasarea și uneori ridicarea încărcăturilor sau materialelor pe distanțe scurte. Pentru prima dată, numele desemnează un obiect material și nu o persoană fizică, reală, ca magicianul sau imaginară, precum papesa. Prin urmare, vehiculul este supraevaluat, deoarece devine elementul esențial al arcanei, obiectul are prioritate față de subiect. Aici, posesia este mai fundamentală decât a fi existența. Cu toate acestea, dacă ne referim la definiția dicționarului, este conform graficii mai mult un cărucior pe două roți decât un car pe patru roți. Prin urmare, numele nu este în concordanță cu imaginea și această greșeală este cu siguranță intenționată. Care poate fi semnificația ei? Carul ar fi fost un nume îmbucurător, cu conotații războinice. Numele căruciorul, trăsurica, atenuează semnificativ splendoarea scenei și puterea reală a personajului. În plus, abolește orice noțiune de luptă sau victorie. Aceasta duce la pacifism, precum și la batjocoră.
Vizitiul nu este, în ciuda aparențelor pe care le prezintă, triumfătorul care și-ar fi dorit să fie. Posesia sa este, de fapt, foarte nesemnificativă în ochii universului, chiar dacă este exemplară în ochii săi. Căruciorul este jucăria pe care o dăm copilului, la fel ca sceptrul. Cu toate acestea, dacă obiectul este atât de accentuat de numele arcanului, este pentru că intervine ca reprezentant al succesului omului. Deoarece omul este proprietarul unui obiect, în acest caz un cărucior, se consideră că a reușit. Și de aceea, arcanul 7 ne plasează în epoca artificiului și nu în epoca realizării, pentru că realizarea nu are nevoie de dovezi tangibile sau vizibile. Sensul inițiatic al arcanei 7. Carul ne duce la porțile iluziei, unde totul este doar aparență și mascaradă. Arcanul ne prezintă astfel o parodie a succesului. Dacă obiectul este investit astfel, este pentru că funcția sa este de a purta omul chiar înainte de a-l transporta, adică de a-l ridica, de a-l plasa deasupra altora, a celor care încă nu posedă nimic. Este un semn exterior al bogăției. La fel ca și astăzi, omul își afișează poziția socială prin mărci identificabile, model de mașină, casă, îmbrăcăminte, ieșiri sociale, etc. Carul, în acest sens, este întruchiparea succesului social. Dacă împărăteasa simbolizează exercitarea puterii, carul reprezintă rodul acestui exercițiu, ceea ce aduce profiturile și câștigurile. Dar mai mult decât banii, este vorba despre imaginea, mai exact, din privirea celorlalți. Acum, ceea ce arcanul exprimă într-o lectură secundară este mica realitate a poziției ierarhice înalte. Acesta este motivul pentru care ia un aspect caricatural, ca și cum ar face mișto de personaj, oferindu-i o haină atât de sofisticată încât devine ridicol, atât de ornamentată încât devine grea, oferindu-i un vehicul care nu poate merge mai departe și, prin urmare, își îndeplinește rolul. Totul este aparență. Principalul lucru aici este să pari mai mult decât să fii. Din acest moment, obiectul devine atotputernic. Cu toate acestea, numai o bună exploatare garantează un profit și un interes în proprietate. Deținerea unui rezervor, fără a putea avansa, se învecinează cu absurdul și inutilul. Filozofia yoga ne oferă o definiție foarte relevantă a carului. Conform unui simbolism foarte vechi, Jivatman este comparat cu stăpânul carului. Corpul este carul în sine, vehiculul. Inteligența superioară, buddhi, corespunde vizitiului. Mintea, manas, constituie frâiele, inexistente în arcană. Facultățile simțurilor, indria, sunt reprezentate de cai. Trăsura proastă, unde caii sunt neîmblânziți și merg după bunul plac, unde frâiele sunt libere, unde vizitiul nu are control asupra cailor săi și nu își poate conduce trăsura spre un scop definit, servește pentru a ilustra situația omului fără control asupra simțurilor sale, în care diferitele elemente ale psihicului nu sunt ajustate, în care inteligența adevărurilor superioare doarme și care, prin urmare, este incapabil să atingă scopul din care nu se mai întoarce pentru a renaște din nou. Conducătorul carului nu poate întruchipa rezolvarea diviziunilor, stăpânirea minții, pacea minții. Carul său este împiedicat în mișcarea sa. Caii merg hăiscea, frâiele sunt absente. Acesta este motivul pentru care succesul său este doar aparența. O posesiune materială nu poate conferi realizarea interioară. Obiectul poate fi chiar periculos și dăunător. Atașamentul, graba, mândria, îngânfarea, lăcomia, toate sunt cauze ale pierzaniei. O poveste mitică ne oferă un bun exemplu în acest sens. De asemenea, aduce în joc existența unui car. Helios, o zeitate greacă, a fost responsabil pentru a ajuta soarele să-și termine cursul zilnic. Cu toate acestea, această sarcină grea a necesitat o mare experiență, precizie și punctualitate, pe care numai zeul soarelui le posedă. Fiul său, Faeton, dorind să ia locul tatălui său divin pentru a conduce carul soarelui, reușește printr-o stratagemă inteligentă să pună mâna pe carul lui Helios. Cu toate acestea,
cai, obișnuiți cu stăpânul lor, de îndată ce percep vizitiul străin, se vor arăta rebeli și se angajează într-o cursă grăbită și dezordonată. Bietul faeton se dovedește incapabil să conducă carul soarelui. Aceasta provoacă dezastre, arderea pământului, se spune înnegrirea pentru totdeauna a pielii africanilor, arderea culturilor. Zeus, alertat de haosul care domnește pe pământ, îl lovește fără milă pe imprudentul faeton. Această alegorie ne arată cât de fundamentale sunt experiența și măiestria. Materia, dacă devine o sursă de mândrie, nu poate decât să se degradeze. De asemenea, orice atașament, material și chiar afectiv, se dovedește a fi o piedică în evoluția spirituală. Noțiunea de non-atașament față de filozofiile și religiile orientale este adesea atribuită, uitând că creștinismul se bazează și pe acest principiu. Detașarea nu trebuie înțeleasă ca non-posesie, ci mai degrabă ca capacitatea de a se separa în mod natural și fără a suferi de propriile posesiuni, de a le abandona chiar dacă este necesar. Iisus a zis, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde ce ai, dă săracilor și vei avea o comoară în cer. Atunci, vino și urmează-mă. Când tânărul a auzit aceste cuvinte, a plecat foarte trist, pentru că avea mari averi. Iisus le-a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că unui bogat îi va fi greu să intre în împărăția cerurilor. Vă spun din nou, este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Astfel, realizarea interioară sau înălțarea spirituală este organizată în depășirea succeselor sociale, a bogăției și a posesiunilor materiale. Cu toate acestea, nu totul este negativ în cel de-al șaptelea arcan al tarotului. Departe de această idee. Într-adevăr, în sensul său divinatoriu, carul reprezintă în principal succesul social. Prin urmare, va încânta consultantul care extrage arcana, deoarece una dintre aspirațiile ființei umane pare a fi tocmai să reușească profesional și financiar, să ajungă la notorietate și considerație publică și acestea sunt toate idealuri pe care arcanul 7 le promite. Cu toate acestea și de aceea este atât de important să separăm sensul inițiatic de sensul divinatoriu. Carul avertizează împotriva investirii prea mari a imaginii în detrimentul ființei. Vizitiul carului este cu siguranță admirat, dar este el iubit? Cu siguranță a reușit, dar s-a realizat? El se află la înălțimile pe care atât de mulți alții încearcă să le atingă, dar este el fericit? Acestea sunt toate întrebările cu care ne confruntăm în arcanul 7. În acest sens, el ne învață să facem diferența între succes și realizare, între atingerea obiectivelor și împlinirea ființei noastre. Această distinție, care poate fi ușor de stabilit la nivel teoretic, este mult mai dificil de experimentat la nivelul experienței. Realitatea de zi cu zi ne invită adesea să acceptăm valorile pe care societatea de consum le duce mai departe ca garanți ai fericirii. Atunci uităm repede că împlinirea își trage substanța doar din evoluția interioară. Posesiunile, dacă pot aduce un anumit confort existenței, nu sunt suficiente. Sensul psihologic al arcanei 7. Carul localizează granița dintre caracterul social și realitatea individului. Atâta timp cât omul se definește în raport cu o profesie, o persoană sau un obiect, el nu își găsește adevărata identitate. Aici, obiectul este atât de investit încât omul se recunoaște în el și tocmai în această identificare se află pericolul. Căci, ce se va întâmpla când referentul va dispărea? Ce se va întâmpla când carul se va destrăma? Nici o poziție, oricât de înaltă, nu aduce neapărat fericire în urma ei. Cineva poate să fi reușit în sensul materialist al termenului și totuși să fie nefericit. Mulți au făcut-o, o fac și vor continua să o experimenteze. Carul invită la detașarea de aspirațiile umane. El nu se pledează pentru respingerea succesului social, dar, pe de altă parte, ne invită să ne distanțăm de el. Suntem în modul de proiecție, de definire, gata făcută, de modelare a individului. Sensul mitic al arcanei 7.
Carul simbolizează căutarea echilibrului între forțele zilei și ale nopții, acțiunea voinței asupra materiei, care își găsește soluția numai în iubire. Dionisos, zeul născut de două ori, domnește peste abisurile nebuniei și furiei beției sacre, dar se dezvăluie în egală măsură Sieș și altora. Își dă jos masca doar când doarme lângă Ariana. Acesta este motivul pentru care mitul lui Dionisos continuă să trăiască în acest arcan al tarotului. Magicianul sau nebunul, când ajunge la această arcană, va trebui să lupte pentru a cuceri echilibrul, a-l păstra și a-l stăpâni, pentru că întâlnește abisul pentru prima dată.